Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de către o angajată a unei societăți comerciale cu privire la faptul că o persoană a sustras mai multe produse din magazin. Din verificările efectuate de oamenii legii a reieșit faptul că un bărbat de 69 de ani din Drobeta, Turnu Severin, a luat de pe rafturile magazinului mai multe produse alimentare și de îngrijire corporală în valoare de 138 de lei. Bunurile furate au fost recuperate de polițiști și restituite societății. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. La data de 18 iunie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de către o angajată a unei societăți comerciale din municipiu cu privire la faptul că o persoană a sustras mai multe produse din interiorul magazinului. Din verificările efectuate de polițiști a ieșit faptul că un bărbat de 69 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, județul Mehedinți, ar fi sustras de pe rafturile magazinului mai multe produse alimentare și de îngrijire corporală, cauzând un prejudiciu de 138 de lei. Bărbatul riscă, pentru cele câteva produse de îngrijire, să petreacă o vreme în pușcărie.